la o carte de asta cam 5 ore durează. Și de obicei îmi pun ață mai multă, dar văd că... Acum, ca să nu am ispitează, spun mai scurt și o înădez de mai multe ori. Vorbim de cartea asta în mod specific. Mai sub 5 ore n-am cusut niciodată. Îi dau un aracet pe zona cusută, deci exact aici prima dată, după aia o ghilotinez, după aia să vopsesc muchile la foi. Secular postmodern culture that is pervasive, including in Romania, through the internet and just the whole consumer kind of world, there's a third culture emerging, which is the way of the self, of the ego, that really dispenses with the family and would see absolutely no connection to something like a community of people who are trying to live like angels. I mean, that's the, you know, the monastic profession is to live the angelic life in this world, and now it's all about self, about the passions, in the consumer culture. Sfântul Macarie Egipteanu spune că hrana monacului este pocăința și băutura lui sunt lacrimile. Noi pe acestea le căutăm, pentru că acestea aduc mângâiere sufletului mai mult decât orice altă bucurie din exterior. Dincolo de încercările noastre, de ispitele noastre, de patimile noastre, de gândurile noastre, rămâne Hristos cel puternic. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. El a biruit și prin El biruim și noi. Întâlnirile mele cu Părintele Arsenie, când îi descopeream periodic, așa să zic, gândul meu de mănăstire, odată s-a uitat la mine foarte serios, cum știa el să o facă, și mi-a zis: frate Ioan, să știi să mori și să înviezi în fiecare zi pentru Hristos Domnul nostru. Aici, în mănăstire, am aflat ce înseamnă asta. Lumea monahală, viața monahală, este diferită de viața din lume, viața din afara zidurilor mănăstirii. Însă, noi nu suntem împotriva lumii. Noi n-am părăsit lumea deoarece lumea ne rănea în vreun fel, ci noi ne-am apropiat, am încercat să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. De aceea am ieșit mai repede din cadrele lumii. Dacă a fost poate ceva bun la noi în acești ani, eu cred că ne-am încredințat purtării de grijă a lui Dumnezeu și, al doilea lucru, ne-am silit să nu ieșim din Duhul părinților. Activitatea de creație artistică de la Putna din timpul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare continuă să existe și astăzi, ca o întoarcere la tradiția înaintașilor. Astfel, la Mănăstirea Putna găsim ateliere de icoane, de sculptură, de argintărie, de legătorie de carte, de veșminte. Aici, activitățile dedicate sferei cultural-artistice se îngemânează cu ascultările bisericești și gospodărești. Ghidajul, argintatul obiectelor de cult, prepararea colacilor sau a prescurilor, dar și păstoritul sau pregătirea brânzeturilor sunt doar câteva dintre ascultările monahilor de azi. Mâna lui
mănăstirea Pudna găsim o obște numeroasă, tânără, care numără în jur de 100 de monahi. Spunea că Dumnezeu te ia de ceafă și te aruncă într-un loc. Și acolo vrea să faci ceea ce îi este lui plăcut. Tu nu știi dinainte ce plan are Dumnezeu cu tine. Nu știi dinainte prin câte ape vei trece, prin câte văi vei traversa. Nu știi nimic. Atâta știi. Că vrei să te dăruiești lui. Vrem să aparținem lui Dumnezeu și după aceea să aparținem oamenilor care au nevoie de ajutorul nostru și în felul acesta trăim viața monahală. Cu acest gând putem trăi viața monahală. Și nu mai contează prin câte încercări te trece Dumnezeu. Aceștia sunt prescule din curs săptămânii. Se duc 4 prescuri cu pecetea și una cu Maica Domnului. De una se scoate agnețul, care va fi trupul Mântuitorului, și restul pătricele, cetele cerești. Aici va fi trupul Mântuitorului. Se face proscomedia și atunci se sfințește. Și, normal, cât poți, trebuie să te rogi aici. Prescurile se fac cu rugăciunea, dar călugărul trebuie să se roage permanent, cât poate să fie cu mintea la Dumnezeu, dar în special la prescurii, unde e trupul Mântuitorului, trebuie să te rogi cât mai mult, cât mai des și... Doamne Iisuse, Născătoare Dumnezeu Fecioară, Maica Domnului, ai milă, Psalmul 50, ce rugăciuni știi. Dar că e cel mai sfânt lucru. Prescura e cel mai sfânt lucru. Și acum bag un lemn pe foc, 2, 3, 4, ca să încălzim puterea, ca să crească prescurile. Prescura simbolizează trupul Fecioarei Maria. Sfântul Agnet simbolizează însuși trupul lui Hristos născut din Fecioara Maria. În momentul prefacerii, Sfântul Agnet devine însuși trupul eucharistic al lui Hristos. Dar Hristos e hrana veșnică a omului. E pace, liniște, bucurie. Observăm când ne împărtășim câtă pace și bucurie primim. Și mai ales când o facem cu o lacrimă, cu o părere de rău, cu puțină pregătire, cu rugăciune, Hristos zice, pacea mea vă dau vouă. Și în momentul în care te-ai împărtășit cu Hristos, Hristos, care devine însuși trupul tău, devine cu pacea Lui, cu bucuria Lui, cu sănătate. Știu cazuri care bolnavi foarte grav, care s-au împărtășit săptămânal și s-au vindecat de boli foarte grele. Like a little town, like in Pudna, with all of these different talents all mixed together to really form a living icon of Christ. It's an extraordinary thing. And what's extraordinary about Pudna and Romanian monasticism is it attracts people from all sorts of different backgrounds, you know, very highly intellectual,
or people who are more like working people or from an agricultural background, and they all work together synthetically to create this living organism. It's really an icon of the church. Părintele Stareț m-a dat sub ascultarea părintelui Pavel aici la atelierul de pictură și am învățat de la un alt maestru. Dar au fost doi părinți care au fost inițiați în pictură datorită relațiilor bune pe care le are mănăstirea noastră cu mănăstirea Macre din Grecia. Pentru orice creștin este foarte importantă ascultarea. Și ca să sporești în orice lucru, cel puțin la început, trebuie să faci ascultare de cineva. Și în muzică, și în pictură. De ce? Pentru că ascultarea atrage Harul Dumnezeu. Și Harul Dumnezeu, în primul rând, aduce smerenie în suflet. Și ăsta e lucrul cel mai important. Sfântul Paisie de la Neamț zice că dacă ai răbdare, în timp Dumnezeu îți dă pricepere la toate. Important este să te încredințezi lui Dumnezeu. Ăsta e lucrul cel mai greu, dar e valabil pentru absolut, pentru toți oamenii. Trebuie să învățăm să ne încredințăm lui Dumnezeu, pentru că purtarea de grijă al Dumnezeu pentru orice om este foarte mare. Nu ne putem închipui cât de mult iubește El pe om și îi poartă de grijă. Dar pentru că omul se luptă cu patima egoismului, a iubirii de sine, îi vine foarte greu să renunțe la sine. Asta e cea mai grea luptă, lupta cu tine însuți. Și de aceea este foarte greu să ne încredințăm lui Dumnezeu. Și de aceea am spus că ascultarea este lucrul cel mai important. Mai mulți călugări de aici au studii superioare postuniversitare în drept, istorie, teologie, medicină, muzică sau matematică. Prin aplicarea spre viața culturală, monahii de astăzi așează încă o cărămidă la temelia vieții cultural-spirituale pe care cei doi mari sfinți, ctitorii Putnei, Ștefan cel Mare și mitropolitul Iacob Putneanul, au reușit să o dea acestui nucleu monahal. Putna constituie astfel de 5 secole și jumătate o școală pentru unitatea neamului nostru și, mai mult, o școală a evlaviei și a culturii noastre ortodoxe. E o chemare a lui Dumnezeu. Și o lucrare tainică a lui Dumnezeu. Nu putem noi să știm de ce Dumnezeu i-a chemat pe acești tineri către Putna. Că, într-adevăr, acum vârsta medie încă a crescut, ne apropiem la 40, dar au fost perioade în care vârsta medie a viețuitorului mănăstirii era sub 30. Ei bine, Dumnezeu îi cheamă, îl cheamă pe fiecare și fiecare se luptă. Și cred că s-au îndreptat, au venit către Măria sa Ștefan. E greu să răspund de ce au venit. Dumnezeu i-a chemat, răspunsul cel mai sigur și bun e acesta. Mai întâi dragostea lor față de Dumnezeu și un răspuns al lor la această dragoste a lui Dumnezeu. Dacă la noi a fost poate ceva bun, e acel gând pe care l-am găsit la Sfântul Pahomie cel Mare, că o egumene la fiecare să-i rânduiește ascultare după puterea și îndeletnicirea lui. În putere eu am văzut sănătatea, puterea aceasta fizică, în îndeletnicire am văzut talanții, că fiecare unul are 2, unul are 5, unul are un talent, iar un egumen, un stareț, trebuie să se lească, să descopere talanții din viețuitorul, din cel care i-a călcat pragul și să rânduiască, să-i dea ascultare ca el în viață de mănăstire să pună în slujba lui Dumnezeu și a aproapelui darurile primite. Love.
Biblioteca și majoritatea atelierelor de la Putna sunt amenajate în cadrul Centrului Cultural Sfântul Mitropolit Iacob Putneanul, deschis în anul 2019. Dar cine a fost Sfântul Mitropolit Iacob Putneanul, ocrotitorul acestui centru cultural? Epoca ștefaniană, următoarea perioadă în care monahii Putnei au avut o contribuție culturală de excepție a fost a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în special prin Sfântul Mitropolit Iacob Putneanul, un om providențial pentru istoria mănăstirii. A dat Moldovei primul abecedar, a dat oamenilor de la țară prima școală de la țară aici lângă Putna, a dat acel spital care va deveni cel mai mare spital din partea Moldovei, Sfântul Spiridon din Iași. Sfântul Mitropolit Iacob se înscrie pe linia acelor ierarhi care au încercat și au reușit să întronizeze limba română în cult. Cinstim în mod solemn pe Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei, împreună cu ucenicii săi, cuvioșii Sila, Paisie și Natalia. Pomenirea Sfântului Iacob Putneanul se va săvârși în fiecare an în ziua de 15 mai, data când a trecut el la celebrește. Iar pomenirea cuvioșilor Sila, Paisie și Natalia, ucenicii săi, se săvârșește în ziua următoare, 16 mai, pentru a fi cinstiți îndată după părintele lor duhovnicesc. Aducem acum mulțumiri Maicii Domnului, căreia Sfântul Voievod Ștefan cel Mare i-a închinat mănăstirea pentru toată purtarea de grijă. O simțim și noi așa cum o simțea și urmea Sfântul Iacob Putneanul, Maica și moștenitoarea mea. Mitropolitul Iacob Putneanul a fost trecut în rândul sfinților în anul 2016. Motivele pentru care a fost canonizat sunt cunoscute. În primul rând, el a fost foarte apropiat de oamenii simpli și de sărmani. În secolul al XVIII-lea, Moldova trecea printr-o perioadă destul de dificilă, când domnii fanarioți își cumpărau tronul de la Istanbul. Împrumutau bani pentru a-și plăti tronul, iar atunci când veneau în Moldova, trebuiau să-și plătească datoriile. Din acest motiv, de cele mai multe ori creșteau birurile sau introduceau altele noi. Unul dintre aceste biruri, impozite, introduse în Moldova era văcăritul. Era o taxă pe animalele mari, iar din cauza acestui bir, oamenii sărăciseră foarte mult și mulți dintre ei aleseseră să părăsească țara. Iar mitropolitul, înțelegând marea durerea lor, a intervenit și a reușit să convingă pe Domnul să elimine acest foarte greu bir, astfel încât în timp acest mitropolit a rămas în memoria colectivă cu aceste cuvinte: Iacob, mitropolitul care a legat văcăritul, adică cel care a obligat pe Domn, sub amenințarea blestemului, să nu mai introducă acest bir. În același an cu canonizarea Sfântului Mitropolit Iacob Putneanul, în 2016, a fost deschis mormântul unde se aflau sfintele sale moaște. Astfel, a fost identificată, recuperată, restaurată și conservată crucea pectorală cu care a fost înmormântat și care în prezent se găsește în muzeu. În 15 iunie 2016, la 10 zile după
aprobare ale către Sfântul Sinod a canonizării Sfântului Iacob Pudneanu, în prezența înalt preasfințitului arhiepiscop Imel, am desfăcut mormântul Sfântului Iacob Pudneanu. Sfintele lui Moaște le-am găsit așezate în cripta pe care el și-a pregătit-o. Întreg l-am găsit pe Sfântul Iacob Pudneanu, smerit, și am zis, atunci când el a zis, mă las de mitropolie, numai să nu se mai pună iarăși biruri peste acest popor din Moldova, deci când s-a lepădat de toată vrednicia arhierească și s-a retras la Putna, când l-am văzut de acum în mormânt îmbrăcat doar numai cu mantia monahicească, cu schima și având doar numai o cruce mică de chiparos ferecată în argint, am zis, într-adevăr, Sfântul Iacob Pudneanu a cunoscut foarte multă lepădare de sine și de toată slava omenească. Într-un chip minunat, aici, la Putna, au fost descoperite și rămășițele pământești ale unui sfânt cuvios, Arsenie. Căutând în arhive, am aflat că este un ucenic al Sfântului Iacob Pudneanu și craniul lui l-am păstrat ca binecuvântare pentru mănăstire. Și nădăjduim că va fi trecut în rândul sfinților. De ce? De cum au fost descoperite, erau frumos mirositoare și tocmai atunci un creștin bolnav, stăpânit de duh necurat, a intrat pe poarta mănăstirii și a spus și numele cuviosului. Și când am căutat în arhive, așa era și s-a făcut sănătos la moaștele Sfântului Cuvios Arsenie, de aici, de la noi, de la Putna, care în jur de 1800-1812 a trecut la cele veșnice și Sfântului Moaște a fost găsite în partea stângă a altarului Bisericii Mănăstirii Putna. Din timpul mitropolitului Iacob Pudneanul, în biserică se păstrează iconostasul, care datează din anul 1773. Abundenta decorație îmbină elemente baroce și rococo. În 1755, tot prin grija Sfântului Ierarh Iacob Pudneanul, s-a ferecat în argint icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Icoana Maicii Domnului este icoana centrală a mănăstirii, legată de vechimea ei. Pentru mine este icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, dăruită Putnei de Maria de Mangop, după ce a vizitat Siria, Libanul, iar Siria este în apropiere de Armenia, iar Armenia este în strânsă legătură cu ținutul Crimeii, cu acel principat de Teodoro, de unde a venit Maria de Mangop. Era imposibil ca Ștefan, care a iubit foarte mult Putna, care a dăruit atâtea odoare, să nu se fie îngrijit de o icoană a Maicii Domnului care să fie centrală. Mai cu seamă că mănăstirea Putna este închinată Fecioarei Maria a dormirii Maicii Domnului. Acum câțiva ani, în cutia Milei, s-a găsit un bilet pe care era scris: Măicuță Sfântă, îți mulțumesc că mi-ai redat vederea. Iar în acel bilețel era o sumă de bani. O creștină de aici, din preajmă, s-a rugat la Maica Domnului și Maica Domnului i-a redat vederea. Suma de bani o avea pregătită pentru a merge să facă o operație în afară. În anul 1871, aici, la Putna, s-a organizat prima serbare a românilor de pretutindeni. Prilejul sărbării a fost împlinirea a 400 de ani de la sfințirea mănăstirii. Încă din anul 1775,
Pudna se afla în componența Imperiului Austriac, împreună cu celelalte mănăstiri din zonă, Sucevița, Dragomirna și, firește, cu întreg teritoriul de nord al țării, pe care austriecii l-au numit Bucovina. Cu puțini ani înainte de această serbare comemorativă, în 1859, sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, s-a unit Moldova, lipsită însă de Basarabia și Bucovina, cu Țara Românească și ea lipsită de Dobrogea. Această unire de bază a adus multă putere românilor. Pasul pe care noul stat voia să-l facă era ieșirea de sub suzeranitatea turcilor și dobândirea independenței. Spre aceasta se îndreptau atunci eforturile oamenilor politici. Românii trăiau și în Dobrogea, aflată în Imperiul Otoman, trăiau și în Basarabia, aflată în Imperiul Rus, trăiau și în Bucovina, în Transilvania, în Banat, Crișana și Maramureș, toate acestea în Imperiul Austro-Ungar, toate provinciile având însă un statut diferit. Ctitorul mănăstirii, Ștefan cel Mare, era considerat simbolul cel mai înalt al simțămintelor patriotice ale tuturor românilor. De aceea, la mormântul său, au venit românii pentru a realiza prima serbare pan-românească. Serbarea a fost organizată de Asociația Studenților Români de la Viena, România Juna. Inițiatorul ei, smerit și discret, a fost Mihai Eminescu. Nici nu-l percepem altfel decât ca pe un ctitor cultural. Să nu uităm că a avut acel cuvânt extraordinar, care a rămas până ziua de astăzi. Să facem din Putna Ierusalim al neamului românesc, iar din mormântul Marelui Ștefan, altar al conștiinței naționale. Putna, zicea cineva, are două altare. Un altar al credinții strămoșești și un alt altar al conștiinței naționale. Când este vorba de conștiință națională sau de exemplu strămoșilor noștri, de multe ori, când conduceau câte un grup de intelectuale, mă bucuram când îi vedeam că le licăresc ochii în lacrimi. Și de multe ori, noi spunem ce aducem noi acum ca un omaj de venerație și recunoștință pe altarul conștiinței naționale. Păi aducem o lacrimă, o lumânare și o floare. Turnul rezidit de către Mitropolitul Iacob, în 1757, este legat de această serbare pentru că Eminescu, în noaptea dinspre 15 spre 16 august, anul 1871, a stat acolo și a dormit practic o noapte acolo și de atunci până astăzi numele turnului amintește de prima serbare națională a tuturor românilor de pretutindeni. Această pecete, pe care am putea o numi Ortodoxie și Românism, acest testament nescris al Sfântului Ștefan a străbătut veacurile și cu darul Dumnezeu și cu rugăciunile ctitorului și, bineînțeles, ale Maicii Domnului Croitoare al Cașului, va străbate în continuare veacurile. 15 august 1871. Au adus participanții, studenții au fost în primul rând, au adus fiecare din locurile natale o mână de pământ. Iar această mână de pământ au pus-o într-o urnă și urna au depus-o pe mormântul Sfântului Ștefan. Era ca o rugăciune implicită. Sfinte Ștefane, așa cum s-a unit pământul în urna aceasta, așa a fost să se unească și locurile, provinciile, de unde a fost luat acest pământ. Rugăciunea asta se va împlini peste câteva decenii odată cu Marea Unire. Au scris câteva cuvinte pe urnă, un portret sintetic al Sfântului Ștefan, eroului pentru curajul lui excepțional și neînfricarea și jertfelnicia de pe câmpul de luptă, biruitorului pentru faptul că a fost câștigător în zeci de bătălii, doar două a pierdut, și aici vreau să ajung, apărătorului existenței române. Nu numai al românilor din vremea lui sau al Principatului Moldovei pe care l-a condus, ci al tuturor românilor din toate timpurile. De aceea l-au numit apărător al existenței române, în inscripția de pe urnă. Și cel mai înalt, scutului creștinătății, rostul Sfântului Ștefan pentru întreaga creștinătate. Au fost mii de tineri atunci. Și nu doar tineri, atunci au fost de toate vârstele, oameni din toată țara, din toate provinciile românești,
fie că erau stăpânite de turci, de ruși, de austrieci, n-a contat lucrul acesta. Eminescu a avut atunci viziunea României moderne. Dincolo de asta, Eminescu a avut continuu viziunea faptului că istoria românească s-a plămădit în biserică și de asemenea a avut mereu ideea și viziunea că biserica a făcut istorie în toate ținuturile românești. Eminescu era tranșant în ceea ce afirma, mai ales în publicistica lui, era hotărât, era dedicat cu totul. Venind la Putna, știind că aici a existat nucleul de demnitate românesc prin Ștefan cel Mare, Eminescu era convins că poate apoi să transmită în toate teritoriile locuite de români acest spirit. De aceea a organizat sărbătoarea de la Putna și efortul lui tineresc împreună cu colegii de generație a fost, cum știți, o izbândă. La sărbarea din 1871, în afară de Eminescu, au participat Ioan Slavici, marele chimist de mai târziu, Nicolae Teclu, Mihail Cogălnicianu, viitorul istoric Adec Xenopol și Ciprian Porumbescu. Acesta din urmă i-a spus tatălui său, preotului Iraclie Porumbescu: Tată, astăzi am cântat Daciei întregi. Deci iată care erau năzuințele acelor oameni: refacerea Daciei, unirea tuturor provinciilor românești. Este evident că dragostea i-a făcut pe acei tineri, pe Eminescu și pe Ciprian Porumbescu și pe toți studenții care au fost în 1871 să vin la Putna. Și dragostea îți și arată identitatea, firea celui pe care îl iubești. Au văzut identitatea poporului român, au simțit ce este acest popor român din care ei se trag și l-au iubit și mai mult. O altă sărbătoare care a avut loc la Putna a fost cea din anul 1904, când s-au împlinit 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare. Cu acel prilej, pe mormântul lui Ștefan cel Mare a fost așezată o coroană de frunze de stejar și palmier din partea regelui Carol I al României. Carol I este cel care a spus despre slăvitul voievod: un altul ca el nu veți mai avea. În 1918, unirea mult așteptată a venit ca un dar de la Dumnezeu în urma jertfei celor aproape un milion de români morți în primul război mondial. Mănăstirea Putna, alături de întreaga Bucovina, s-a unit cu țara în 28 noiembrie 1918. După Marea Unire, foarte mulți români din toate provinciile României Mari au venit la Putna pentru a se închina Sfântului Ștefan cel Mare, părinte al tuturor românilor. În 1920 a ajuns la Putna și familia regală. Regele Ferdinand a ținut un discurs ce s-a transformat în rugăciune: Ștefan al Moldovei, insuflă-ne Duhul Sfintei Uniri în inimile noastre, pentru ca să putem duce înainte greaua sarcină a statului nostru întregit. În 1926 a fost organizată o altă sărbare, care a avut ca scop aniversarea sărbării din anul 1871. După al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a ocupat Basarabia și partea de nord a Bucovinei până aproape de Putna. Granița actuală a României este la câțiva kilometri de mănăstire. Întotdeauna când am mers la mănăstirea Putna, am socotit că a fost voia lui Dumnezeu, dar și a marelui voievod să se îngroape acolo și nu la Suceava sau în altă parte. Pentru că la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când rușii sovieticii au ocupat pământul țării noastre, au fost obligați să se oprească la un kilometru de mormântul lui Ștefan cel Mare. N-au cutezat să treacă peste el. Și că Ștefan cel Mare și-a apărat țara chiar neviu, dar mai viu decât toți vii acolo la hotar.
creștinism a urmat o nouă prigoană. La 28 octombrie 1959, regimul comunist ateu promulga decretul 410, prin care se urmărea alungarea unui număr cât mai mare de viețuitori din mănăstiri și distrugerea vieții monahale. Nici Putna n-a fost ocolită de prevederile acestui decret, obștea de aici fiind drastic redusă la un număr foarte mic de călugări. Înainte de acest decret, obștea mănăstirii Putna a cunoscut o revigorare a vieții duhovnicești prin lucrarea părintelui Cleopa, realizată cu binecuvântarea patriarhului Justinian Marina și a mitropolitului Sebastian Rusan. În regiunea Suceava se constata una din cele mai importante revigorare monahismului din întreaga țară, datorită influenței părintelui Cleopa. În 1949, patriarhul Justinian hotărâse pentru a salva mănăstirea Slatina mutarea a 30 de viețuitori de la Sihăstria, din școala părintelui Cleopa, la Slatina. Această mutare fusese o reușită cu totul deosebită. Patriarhul Justinian făcuse ceea ce se chema obștea Sfântului Teodor Studitu, prin care părintele Cleopa avea autoritate duhovnicească asupra mai multor mănăstiri și schituri. Având acest model, în 1956, mitropolitul Sebastian Rusan, pentru a reorganiza viața monahală la mănăstirea Putna, a dispus venirea de la Sihăstria și de la Slatina a unui număr de 25 de monahi. Ei au venit în 16 mai 1956, împreună cu ei a venit și părintele Cleopa, care a stat până la hramul mănăstirii din acel an până la 15 august 1956. Obștea aceasta nouă a mănăstirii Putna a fost fundamentul vieții monahale care s-a desfășurat la Putna din acel moment până în ziua de astăzi, deși a fost profund afectat de decretul din 1959. Practic, câțiva dintre monahii veniți atunci au reușit să rămână pe termen lung, iar starețul mănăstirii din momentul căderii regimului comunist, părintele Arhimandrit Iachim Tunciuleac, a venit pentru prima oară la Putna atunci în 1956. Mai târziu, bineînțeles, va deveni stareț al mănăstirii. Viața duhovnicească era mult supravegheată în timpul regimului comunist. E bine, părintele Grigore Halciuc, arhimandritul, de la Mănăstirea Sfântului Ioan, care este stareț la Sfântul Ioan, împreună cu părintele Teodor Pavlo, au fost călugăriți cu ușile închise. Deci, în timpul regimului comunist, cu ușile închise, fără să se știe. Primii viețuitori ai mănăstirii, după decretul 410 din 1959, au apărut mai târziu. Preasfințitul Gherasim a încercat de acum să aducă în jurul lui foștii viețuitori sau noi viețuitori. Așa l-a adus pe înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen, care astăzi este arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, părintele nostru, care a și fost stareț aici din 1958 până în 1961. Bine, l-a adus pe înalt preasfințitul, l-a adus ca ghid al mănăstirii, apoi pe părintele Teofilact, arhidiaconul, care și el a fost dat afară cu decretul, a readus în jurul lui câțiva viețuitori. După vizita lui Nicolae Ceaușescu la Putna, a fost o deschidere față de monumentele istorice. E bine, atunci s-a stabilit un protocol. Unul din părinții mănăstirii, din ghizii mănăstirii, a vorbit la mormânt. Părintele lui Iachinte a vorbit, i-a venit rândul să vorbească la muzeu, la harta Moldovei. E bine, când au ajuns la harta Moldovei, părintele a ezitat. Și a spus harta Moldovei cu cetățile, cu bisericile construite de Ștefan cel Mare. Printre altele, atunci Ceaușescu ar fi zis acest cuvânt. Spune, părinte, spune, ca măcar aici, la Putna, să se mai spună. Și în al preasfințitul arhiepiscop Pimen spune că atunci a indicat și el a spus, aici pe Nistru mai lipsesc câteva cetăți. Ei, cetățile, desigur, au apărut pe hartă după aceea, dar ce vreau să spun cu lucrul acesta? A fost o deschidere de acum ca în mănăstiri să fie viețuitori pregătiți.
În plin regim comunist, mitropolitul de atunci al Moldovei, Teoctista Răpașu, viitorul patriarh, și-a îndreptat atenția cu grijă părintească asupra mănăstirii Putna. Prin restaurările și reconstrucțiile desfășurate în timpul păstoririi sale, patriarhul Teoctist este înscris în istoria mănăstirii drept cel de-al treilea ctitor al Putnei. Faptul că am început restaurarea lucrărilor interzise atunci, nu numai casa domnească, ci restaurarea mănăstirii, la care preafericitul Iustin contribuise foarte mult la restaurare bisericii și la muzeu, construirea muzeului și a chiliilor din dreapta. Iar partea cealaltă erau zidurile încă cu mesteceni crescuți pe ele și era o intrare acolo foarte descurajantă. Apoi am provocat o adunare la Suceava de toți specialiștii și am obținut cu multă insistență aprobarea de restaurare și de indirect de facerea Palatului Domnesc sub devizul și deschiderea șantierului arheologic, că îmi punea condiția de la județul Suceava, pot să facă ei casa domnească a lui Ștefan cel Mare, dar atunci însemnea să fie trecut în proprietatea muzeului de la Suceava. Și ce veți face cu ea acolo, la ușa mănăstirii? Și zice, vom face filme patriotice, vom face serate și educații, conferințe cu tineretul, cu nu știu ce. Păi cum o să fie filme în fața bisericii, părinții cântând anexandarele la priveghere și dincolo în sală să se audă împușcături și se petrece într-un film, chiar dacă e patriotic. Mihai Viteazu sau altele care le avem noi. Da, așa că știam că de partea mea este primul secretar de la Suceava. Și am stabilit că îl facem noi cu fondurile noastre biserici și am ajuns ca să fac și zidurile de strajă, cum se văd acum, și să fac și acea minunată clădire, nu numai casa lui domnitorului, care am semnalizat-o numai cu cărămida aparentă, dar să fac și case de oaspeți și case pentru monahi. Casa domnească s-a reconstruit în perioada 1982-1988, respectându-se linia arhitecturii epocii ștefaniene, prin reîncadrarea anumitor fragmente de piatră la portaluri, la uși și la ferestre. M-a rânduit Dumnezeu că au fost niște oameni deosebiți și la direcția monumentelor istorice, Vasile Drăguț, aș vrea să-l mai amintesc dintre doi arhitecți mari care au contribuit la ridicarea acestei clădiri în care ne aflăm, Casa Domnească, cu Virgil Antonescu și marele arhitect Ștefan Balș, care au fost niște oameni deosebiți și care au redat această clădire. Printre vrednicii stareți care au păstorit mănăstirea Putna, o figură luminoasă regăsim în persoana preasfințitului Gerasim Putneanul. Părintele episcop a fost stareț al mănăstirii în perioada 1962-1977, perioadă în care s-a restaurat aproape întregul ansamblu mănăstiresc. Vladica Gerasim rămâne și astăzi în memoria celor care l-au cunoscut drept bunicul Bucovinei, un om duhovnicesc, blând și evlavios, bun cunoscător al rânduielilor liturgice, sprijinitor al monahilor greu încercați în perioada comunistă și cu râvnă deosebită spre rugăciunea cea de tot ceasul. Iubea slujbele bisericești, în geanta lui, dacă era să te uiți când pleca undeva,
găseai și ceaslovul și mineiul și de multe ori, dacă avea nevoie, îl voia după el chiar și octoihul sau triodul. Chiar dacă el era ierar, rânduiala, pravela lui de mănăstire, de monah, permanent și-o făcea. L-aș găsi ca pe un bătrân bun și blând, sfătuitor, a iubit buna rânduială. În ceata marilor duhovnici ai mănăstirii Pudna, un loc de frunte este ocupat de părintele arhimandrit Iachint Unciuleac. Ghid misionar și mărturisitor timp de 20 de ani, într-o vreme foarte grea, în perioada regimului comunist, și apoi stareț al mănăstirii timp de 15 ani, părintele cel plin de înțelepciune și-a închinat viața bisericii și mănăstirii pe care a păstorit-o. Am să vă răspund prin cuvântul părintelui stareț Iachint, pe care el l-a rostit chiar atunci în 7 decembrie 1992. Stăreția Putnei nu este o stăreție normală, ci este o cruce foarte grea. Stăreția este cea mai grea ascultare. Putna nu este o stăreție normală. Putna cere răspundere, cere capacitate. Aici trebuie să faci față, în primul rând, din punct de vedere spiritual, patriotic, apoi cultural, deci trebuie să fii. A fi cu adevărat, adică a fi așezat în rânduielile părinților, în duhul locului. Eu astăzi îmi înalț gânduri și inima spre Dumnezeu să-i mulțumesc că mi-a ajutat să duc această cruce așa cum am putut eu. Poate n-am fost întotdeauna la înălțimea chemării, dar m-am străduit și eu și în calitate de ghid 20 de ani și în calitate de stareț și duhovnic ca să-mi îndeplinesc misiunea. Sfântul Părinte Iachint, unul din cei mai mari duhovnici și ițihași de care vorbeam mai înainte, acesta, de data aceasta care l-am cunoscut eu, mi-a fost un sprijin imens. Părintele Iachint era un om al rugăciunii, un om al răbdării, un om, zicem, duhovnicesc, un om care știa să vorbească cu oamenii și să se povățuiască. Fiind și ghid, vorbea foarte frumos. Sigur, el vorbea ca un părinte și punea accentul pe partea aceasta de catehizare, cum era în vremea aceea, dar și pe partea de istorie și educație pentru a iubi țara și valorile de patrimoniu. Și lumea îl simțea și îl prefera ca Părinte Iachint să ghideze grupul de turiști, pentru că au simțit că este un om duhovnicesc, ceea ce căutau oamenii atunci și întotdeauna. Blând și smerit, tăcut și căutător mereu, căutător spre cele înalte. Nu cred că i-a bătut cineva în ușă părintelui stareț Iachint, fără ca el să nu fie deschis ușa și să nu-l primească cu aceeași dragoste și bunătate, așa cum ne întâmpina și pe noi vețuitorii mănăstirii. Iubirea lui a rămas în inimile noastre și chipul lui blând și smerit a făcut ca și sfârșitul lui să fie într-un mod cu totul deosebit. A adormit în scaunul de spovedanie, iar arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înalt preasfințitul Calinic, atunci când a văzut fotografia, a scris aceste cuvinte în carte de impresii în ziua înmormântării părintelui stareț Iachint Unciuleac. A adormit gospodarul și blândul Iachint în scaunul de spovedanie, cu mâna dreaptă întinsă încă pentru alte multe dezlegări, iar capul a plecat spre inima iubitoare. Părintele Iachint rămâne pentru părinții de aici, din mănăstire, și pentru toți ucenicii săi, mulți la număr, monah și monahii, mireni de toate fructele, de toate
slujirile de toate profesiunile și de toate nivelurile spirituale, rămâne un chip luminos și binecuvântat de Dumnezeu. Părintele Iachint a traversat cu multă înțelepciune și răbdare această viață, iar bucuria cea mai mare pe care a trăit-o a fost canonizarea slăvitului voievod Ștefan cel Mare, a cărui memorie a slujit-o cu timp și fără timp la mănăstirea Putna. Ne-am adunat astăzi la Sfânta Mănăstire Putna, lângă mormântul Sfântului Ștefan cel Mare, trecut de Sfântul Sinod în calendarul cinstirilor noastre ortodoxe. Ne-am adunat cu credința în Dumnezeu, în primul rând, și cu evlavie multă, pentru a ne pleca genunchii și fruntele în fața mormântului acelui care a fost biruitorul vrăjmașului, acelui care a fost apărătorul creștinătății și a Europei întregi, Ștefan cel Mare. Un moment înălțător din istoria contemporană a Putnei, după ieșirea României din perioada grea a regimului comunist, a fost canonizarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, realizată în anul 1992, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub păstorirea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, la inițiativa preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la vremea aceea mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Inima mea plină. Este un sentiment extraordinar. Mi-aduc aminte că tatăl meu, ca student, a venit cu bicicleta din Turda, acum 100 de ani, la Putna, ca să celebreze unirea tuturor românilor. Ei bine, astăzi este nu numai unirea tuturor românilor, dar este acceptarea unui mare român ca sfânt, nu numai ca un mare apărător al gliei strămoșești, al credinței, al integrității umane, dar și un om care a avut o viziune, a apăra Europa, a apăra creștinătatea. Avem la Putna sfânt și viu cu Duhul, pe cel ce-a stat ortodoxiei spun. Și anul 2004 a adus cu sine un mare eveniment, împlinirea a 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Cu acest prilej, românii din toată țara, din Basarabia și nordul Bucovinei și din diaspora, s-au adunat să-l cinstească pe părintele lor, plecându-și genunchii la mormântul său, altar al conștiinței naționale. Împreună cu părintele Vasile Gavrile, cel care poartă de grijă de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi, am pus la cale acel pelerinaj cu icoana adormirii Sfântului Voievod Ștefan de la Suceava la Putna. Tinerii au venit pe jos. De la Suceava au plecat în jur la 400, ca la Putna de acum să se alăture și alții și să fie în jur de 600. Trebuie să vezi mai întâi ce l-a determinat, ce a fost în interiorul lui, ce a crezut el când a mers pe jos de la Suceava și până la Putna. Primul argument ar fi acesta, dragostea față de Măria sa Ștefan și față de ceea ce a iubit Măria sa Ștefan. La Putna a avut loc și simpozionul internațional Ștefan cel Mare și Sfânt, atlet al credinței creștine, la care au participat istorici de la București, Iași, Atena, Paris, Moscova, Toulouse, Tesalonic și Simferopol. Încurajați de reușita acestui eveniment cultural de anvergură, cu ajutorul Facultății de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și al cercetătorilor de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București, s-a decis continuarea cercetării istorice la Putna. Astfel, a luat ființă Centrul de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al Sfintei Mănăstirii Putna. Centrul nostru de cercetare Ștefan cel Mare a fost înființat în 2008 împreună cu Fundația Credință și Creație, Maica Benedicta. Ele funcționează ca niște grupuri de lucru pentru toate schimburile noastre literare și istorice, care se petrec
încă de când s-au împlinit 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, din 2004. Locul în care ne aflăm acum, sala aceasta în care suntem găzduiți, este centru de lucru al profesoarei Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, care a trăit ultima parte a vieții la Băratec și apoi a venit aici, în acest spațiu privilegiat al Pudnei, dorind să fie înmormântată la locul lui Ștefan și al lui Eminescu. Întâlnirea cu academician Zoe Dumitrescu Bușulenga a fost nu doar pentru mine, pentru mulți din generația mea, un moment de înaltă spiritualitate și în același timp de trăire autentică a ceea ce numim conjuncția între cultură și credință. Și eram în plin comunism, să știți. Locul acesta al Putnei cred că a avut pentru dumneaei un duh special. Pentru Maica Benedicta, Ștefan însemna în același timp dimensiunea credinței. Pentru că fără verticală, ne spunea dumneaei, viața omului este una banală, este una fără evenimente, una netrăită la modul autentic. Mănăstirile au fost dintotdeauna lăcașuri de retragere și rugăciune pentru cei care, dorind să-și dedice viața împlinirii preceptelor evanghelice, s-au lepădat de grijile lumești, alegând un mod de viață ferit de lume. Totuși, monahii sunt datori să asculte îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune: faceți-vă părtași la trebuințele sfinților, iubirea de străini urmând. De aceea, urmând poruncii apostolice, mănăstirile au un loc special pentru primirea oaspeților, numit Arhondaric. La Putna funcționează astăzi Arhondaricul Mitropolitul Visarion Puiu, deschis la 2 iulie 2004, al cărui nume este dat de primul ctitor al acestei clădiri, Arhondaricul Sfântul Daniel Sihastru, unde se află și cabinetul medical Sfântul Pantelimon, și Arhondaricul Sfântul Nicolae, care adăpostește grupuri de elevi, studenți sau credincioși veniți în pelerinaj la mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Aici, la mănăstire, zeci de mii de credincioși primesc gratuit hrană caldă de-a lungul unui an. În cadrul evenimentelor dedicate sărbătoririi centenarului Marii Uniri, au fost ființite două monumente simbol pentru identitatea românilor: Crucea Unității Neamului Românesc și portalul memorial Golgota Neamului, Fântâna Albă. Iar poporului tău să fie acoperământ puternic, credinței întărire, nădejde sprijinire, la războaie biruință și sporire toate fapte de cele bune și tuturor celor ce se vor închina ție înaintea acestui semn și rugăciuni vor aduce. Să ne fii milostiv ascultător și îndurat împlinitor al tuturor cererilor celor către mântuire. Mănăstirea Putna nu este doar un loc plin de istorie și cultură, cu un trecut bogat, care fascinează pe oricine, ci este și un loc care atrage și azi mulțimi impresionante de credincioși. Oare ce caută acești pelerini? După ce aleargă tineri și bătrâni, oameni simpli sau intelectuali, sănătoși sau neputincioși? După cuvântul lui Dumnezeu, după ajutorul sfinților, după rugăciunile monahilor și după liniștea locului binecuvântat de generații întregi de călugări nevoitori. Mănăstirea Putna este astăzi un bastion al credinței creștine într-o lume dezorientată, un loc în care oamenii sunt primiți cu multă dragoste și li se vorbește de Dumnezeu, despre conștiința de neam, despre valori perene, despre lucruri care contează cu adevărat. Astfel, vorbim astăzi despre o obște extinsă a Putnei. Să vă mulțumim.
dragi pelerini, ne bucurăm foarte mult că ați sosit astăzi la sărbătoarea Sfântului Ștefan. Ștefan și-a iubit țara, și-a iubit neamul, le-a iubit pe toți. Și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. A fost merit. Pe cât de mic se micșora într-una, de Dumnezeu să poată fi zărit, una cu neamul pentru totdeauna.